Vă mulțumesc pentru această seară de comuniune în acest pământ românesc, pe care dumneavoastră, prin inimă, prin credință și mai ales prin cuvântul românesc și creștinesc, l-ați sfințit și l-ați făcut pământ al lui Dumnezeu. Mă simt ca acasă și aș vrea să vă transmit în numele meu personal toată aprecierea pentru modul în care vă păstrați și păstrați curate și vie limba română, credința în Dumnezeu, valorile acestea perene ale familiei, ale comuniunii și ale comunității. Vă asigur, împreună cu sigur colegii mei, e și aici, e aici și domnul Robert Sighiartău, că de acasă privim cu admirație, dar și cu durere către dumneavoastră, înțelegând că este foarte greu de multe ori să trăiești în pământ străin emoțiile și poate toate vibrațiile cuvântului de acasă. De multe ori atunci când noi ne referim la casă, ne referim la o stradă, la un oraș, poate la o provincie, dar pe dumneavoastră când vă întreabă cineva ce înseamnă acasă, vă referiți la o țară. Și poate de multe ori copiilor care se nasc aici, trebuie să le creați amintiri de acasă, din România, pe care dumneavoastră le-ați adus atunci când ați venit aici, pentru că v-ați născut acolo și ați adus aici, în pământ străin, ca fiul risipitor, patrimoniul bun și spiritual din România. Dar copiii care se nasc aici trebuie să primească de la dumneavoastră, prin cuvântul românesc, amintirea de acasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ajute să păstrați credința și valorile noastre aici, în pământul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc!